În siguranță este extrem de important să respectăm toate măsurile sanitare anunțate de autorități. Pentru a înțelege mai bine ce avem de făcut în ziua votului, vă propunem o simulare. Purtarea măștii este obligatorie în secția de votare. Trebuie așezată astfel încât să ne acopere gura și nasul deopotrivă. Dacă nu avem mască, ni se va oferi una. În momentul în care intrăm în secție, ni se va măsura temperatura. Imediat după, ne dezinfectăm mâinile. Ne va fi pusă la dispoziție o soluție de dezinfectare pe bază de alcool. Odată încheiați acești doi pași, urmează identificarea. Eu, personal, îmi pun actul de identitate în acel aparat pentru prelucrarea datelor. Este momentul în care mi se permite să-mi îndepărtez masca pentru câteva secunde pentru identificare. Trebuie să am o distanță de 1,5 metri față de operatorul de calcul. Încheiată și această etapă, îmi recuperez actul de identitate și mă îndrept spre membrul secției de votare pe a cărui listă mă aflu. Așez cartea de identitate pe masă astfel încât datele să fie vizibile. Dacă acest lucru nu este posibil din cauza unui astfel de panou, o înmânez. Semnez în dreptul numelui meu cu pixul de pe masă sau cu cel adus de acasă. Iau buletinul de vot și ștampila de pe masă și mă îndrept spre cabina de votare. Dacă nu le pot lua eu personal, îmi vor fi înmânate, după care persoana respectivă se dezinfectează pe mâini sau își schimbă mănușile. Intru în cabina de vot. Ies cu alegerea făcută, las buletinul de vot în urnă și mă îndrept spre masă pentru a lăsa ștampila și pentru a-mi recupera actul de identitate. De data aceasta, eu, alegătorul, voi fi cel care îmi voi lipi autocolantul cu votat sau voi pune ștampila pe cartea de identitate. La plecare, trebuie să îmi dezinfectez din nou mâinile. Un alt detaliu important este că în secția de votare va fi permis accesul a cel mult 5 alegători în același timp.